Întâlnirea primarului Lucian Micu cu administratorii și președinții asociațiilor de proprietari a fost una extrem de tensionată, fiind legată în principal de prețul pentru gunoiul menajer pe care trebuie să-l plătească fiecare romașcan. Edilul șef al municipiului Lucian Micu s-a văzut pus în situația să-i explice, în lipsa reprezentanților Rosal, componentele prețului la gunoi, cea de transport, cea de depozitare și taxa de mediu impusă de guvern. În primul rând vreau să vă aduc la cunoștință și iarăși să clarificăm acest nou tarif care s-a stabilit pentru deșeurile de pe raza municipiului Roman și să înțelegem cu toții din ce este compus el. La nivelul municipiului Roman, tariful pentru colectarea deșeurilor este de 43 de lei per metru cub, care este un tarif vechi. Vine din anul 2014, a fost ultima ajustare de tarif. La acest tarif se adaugă, datorită faptului că nu mai avem voie să mai depozităm în depozitul temporar de la Roman și trebuie să depozităm la Girov toate deșeurile, se adaugă un cost de 13,5 lei per metru cub plus TVA. O să vă dau la fiecare dintre dumneavoastră în parte câte o hârtie în care să vedeți exact ceea ce incide cel mai mult asupra prețului la deșeuri. Și o a treia componentă a acestui tarif este tariful stabilit prin hotărârea de Consiliul Județean numărul 46, pe care de asemenea vă voi da pentru analiză. Și este un preț de 129,75 lei per tonă plus TVA. Acest tarif de 129 de lei conține și acea taxă de 80 de lei de la Fondul de Mediu și de la Guvernul României. Problemele pe care le au romașcanii sunt legate și de faptul că aleșii județeni nu au reușit încă să scoată la licitație administrarea zonei Roman a stației de selecție de la Cordun, unde utilajele zac nefolosite de mai bine de 3 ani. Din păcate, nu s-a reușit încă scoaterea la licitație a lotului 2 pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Roman și comunele limitrofe cu stația de transfer temporar de la Cordun. Din discuțiile avute cu reprezentanții Consiliului Județean, se pare că se lucrează în această perioadă la caietul de sarcini și ulterior se va organiza această licitație. Într-o primă instanță știți că a fost organizată această licitație, dar ulterior a fost anulată de către instanță și se pregătește din nou o procedură. Practic, din momentul în care se face această licitație, care va avea loc la nivelul Consiliului Județean, municipiul Roman sau primăria municipiului Roman nu va mai avea, practic, nicio competență în ceea ce privește tariful de salubritate. Reprezentanții asociațiilor de proprietari i-au solicitat primarului explicații asupra modului de calcul a taxei de salubritate, reproșând reprezentanților administrației publice locale faptul că nu au fost consultați la inițierea hotărârii de Consiliu Local prin care s-a stabilit această taxă de gunoi. Aici e întrebarea. Explicați cât este tariful normal. Deci tariful se calculează 0,1 metri cub pe persoană. De ce n-am fost comportat și noi înainte de a lua hotărârea asta? Corect. Deci ne putem consultați acum? Dar eu nu vă consult, atenție! Vă aduc la cunoștință hotărârea de Consiliul Județean. Întrebați Consiliul Județean de ce nu v-a consultat când a luat această decizie. Domn primar, eu vă spun dumneavoastră clar că dumneavoastră că nu trebuia să aprobați prețul ăsta, este nejustificat, domn primar. Nu, la costile astea nu-s mai saturi de bani și de avere, domne. Mi-au adus într-o hafără. Dumneavoastră să fiți în locul nostru și să luați una care vine să încasați bani de la unii ăștia 30 de persoane și atunci să spuneți mie cum a descurcat. Edilul șef a încercat să explice modul în care guvernul a gândit instituirea taxei de mediu, care are ca scop stimularea colectării selective a deșeurilor. Din păcate însă, deși nu există încă posibilitatea de a selecta gunoiul, taxa trebuie plătită. Din păcate, o altă problemă care apare și este o gândire și un punct de vedere
al administrației finanțelor publice și asta a mai fost un punct pe care noi l-am cerut mediului. Și a venit să apară ca o taxă separată pe factură și nu un tarif ca să comporte și TVA-ul. Din păcate nu, au zis că odată ce face parte din tarif, la acest tarif se adaugă și TVA-ul. Deci, practic, aproape încă 20% vin și TVA această taxă de mediu. Taxa de mediu unde se virează? Se virează direct de către Consiliul Județean, care o încasează de la noi, o virează direct la Ministerul Mediului. O altă solicitare pe care am făcut-o noi la Ministerul Mediului, am zis în felul următor, zic, ok, voi încasați banii ăștia, dar dați banii ăia înapoi în comunitățile de unde încasați. Nu știu, sub forma unor, hai să îmbunătățim sistemele de colectare. Practic, ce se dorește aici, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Ministerului Mediului, se dorește ca fiecare dintre noi să colectăm selectiv, iar la depozitul de la Girov, care este cel care colectează această taxă, să ajungă o cantitate cât mai mică de deșeuri. E un principiu corect, zic eu, și e în regulă. Și cu toții, să știți că peste tot, gunoiul costă, deșeurile costă peste tot în lume. Numai că noi avem mare ghinion că la Roman, pe zona Roman, încă nu s-a scos la licitație această zonă pentru a putea avea această stație de transfer unde se face practic o selectare a deșeurilor. Ba mai mult, tot acolo la Cordun, dacă mergeți să vedeți, o să vedeți foarte multe pubele de diferite culori. Noi, în momentul de față, dacă, chiar dacă vrem să colectăm selectiv, nu avem posibilitatea pentru că trebuie să le punem la un loc în aceleași containere. Mai sunt undeva pe alocuri în câteva asociații, sunt zone unde sunt și din celelalte de colectare selectivă. Însă, am întâlnit situații la unele dintre ele, sunt puse mai în spate și accesul e mai greu de ajuns, sunt acele platforme gospodărești construite și nu au fost bine dimensionate și nu putem interveni la ele până nu se finalizează acel proiect. Sau în alte zone nu există deloc. Lucian Micu a promis că săptămâna viitoare va organiza o nouă întâlnire cu asociațiile de proprietari în care va încerca să invite o persoană de la Consiliul Județean care se explice problemele legate de taxa care a scandalizat oamenii.